copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este acelora ca ei. Învățătorule, doi părinți, cu gând umil și cu dragoste fierbinte, ți-au adus acum înainte un frumos copil. Darul lor e de la tine, scump și drag odor, de aceea vor mai bine ție azi să ți-l închine cu atâta dor. Binecuvintează-l, Doamne, ca pe Samuel, mâna ta de Dumnezeu, te rugăm să întinzi spre el, să-i fii tu călăuză neîncetat pe-al vieții drum, dragoste și bucurie, să aleagă calea dreaptă care duce în veșnicie. Fă din el o piatră rară și din tot ce-l înconjoară neuitat Betel. Sănătate și putere te rugăm să-i dai, pentru a inimii durere, fă din el o mângâiere și un crâmpei de rai. Cum te-ai îndurat de Ana, de părinți să te înduri și să le prefaci dojana într-un fericit osana, ca și în scripturi. Tatălui să-i dai putere, sănătate să muncească, iar mămica în orice vreme să se roage, să iubească. Și acum te mai rugăm, fă că minul lor o oază de iubire și credință, poartă-i tu în carul tău ce duce la biruință. Te rugăm, revarsă tu belșug de pâine peste casa în care crește, pentru azi și pentru mâine. Dă-i, Doamne, înțelepciune, pune în pieptul lui iubire, în grădina ta să crească până la ta venire. Și din cuvânt mai știm că tu dai, Doamne, numai darul bune. Noi credem că și Hadasei le vei da. Amin.